cel care săptămâna trecută promitea că se relansează. Fizz se întoarce în showbiz. Dacă asta v-a lipsit, asta o să aveți. Bună seara ție și tuturor. Cum ai zis că se numesc? Fizzomani? Da, dragul meu, Mihai. Vezi că n-am uitat? Normal, pentru că dacă nu tu, atunci cine, Mihai? Tu ești? Aduc aminte toate detaliile. De-aia ești un om de televiziune bun, că ții minte toate detaliile. Sigur că da. Trezi din... Da, văd niște detalii interesante în spatele tău, apropo. Oh my God, așa? Florentin, hai să le prezentăm pe fete, că prietenii noștri de la Răida Bun sunt curioși ce facem noi aici. Da, Mihai, suntem la noul videoclip, cum ți-am promis, dacă nu fiți atunci și ne-am mișcat rapid, partea a doua este. Așa. Vă prezint câteva modele ale noastre care apar în clip, la Fizmo. Deci o mașină, nu știu ce marcă e, fetelor, spuneți voi că nu mă pricep. O mașină sport, Mihai, dar nu prea îmi dau seama ce marcă bine, e. Bine, tu nici n-ai avut când erai mic și... Da, n-am avut, am avut numai de alea de plastic, știi? Aha. Pentru că toți femei sau vecinii mei... Nu mă refer acum la mașinuțe de alea mici. Okay. Și eu când eram mic, Mihai, apropo de subiectul ăsta, chiar e interesant, am avut mașinuțe de plastic, da. Și toți vecinii mei aveau mașinuțe de scherz. Așa. Și eu de mic am fost ambițios, n-am fost invidios, asta e diferența între mine și alte persoane. Acum ei au de plastic și tu ai de fier. Și eu am zis, da, eu am zis cum să fac eu să am mașinuțe de fier, că erau mai calitative. Și am zis să pun mâna, să învăț, să fac ceva, să dezvolt niște skill-uri și atunci de mic am vrut să am mașinuțe de fier. Și acum s-au transformat. Am înțeles. În realitate. Deci, da, Mihai. E bine, ești în plin proces, uite cum mă și bălbâi. Nu e problemă, important e că voi ați fost drăguți și m-ați invitat să vă dăm o exclusivitate de la noul nostru clip. Tu m-am antrenat o filmare pe ea, cum ți-am promis. Tu acum filmezi videoclipul de relansare, dacă nu fiți exact, atunci, dacă nu fiți atunci cine? Partea a doua, dragilor. Și te întorci cu același stil de viață binecunoscut, Fizz n-a plecat nicăieri, a mai făcut niște bănuți, a jucat exact. O bursă, a investit. Cum ai spus tu, dragul meu, Fizzomanii au cerut, cum ai spus tu, ați vrut Fizz o să aveți, dragilor, le-am promis că nu mai plec nicăieri. Avem multe mesaje de încurajare, le-am zis fără ei n-avea rost să mai continui în showbiz și atunci continuăm proiectul Fizz. Pe linia pe care o știți. O roșcată, o brunetă. Da, avem și ne întoarcem la imaginea noastră de blănițe. Blănița, nu mai e foarte cald costumul ăsta și am zis ca fetele să împrumute puneți din accesoriile Fizz. De blănițe simpatice. Da, dragilor. Sper să vă placă materialul. Putem să vedem și interiorul? Da, al mașinii. Cu mare drag. Să nu filmăm brandul ca să nu se supere domnii, să le prezint prietenul nostru de la Răida Bun. Avem aici niște neoane speciale, că avem o ședință foto, Mihai, acum. Deci n-am terminat când filmarea. Okay, exact. Okay. Am terminat filmarea pe iac și acum urmează o mică ședință cu fetele. Și cu această bijuterie mică, pentru Fizzomanii noștri, cum ți-am spus, Mihai, noi ne respectăm și facem materiale frumoase. Investim să oferim niște produse frumoase pentru dragii noștri Fizzomani. Nu știu ce model e exact, cam cât e valoarea. Tu știi că ai valoarea mașinilor, Mihaiță. Nu știu. Nu are să discutăm suma, tu știi. E o mașinuță care o folosim la clip, să fie Fizzomanii mulțumiți. Și după aia s-o aruncă, o folosim la bani. Clip după care s-o aruncă, da, să ia alta. Nu trebuie să... Exact, ai văzut? Vine iarna, consumabile, o să folosim niște frumoase, exact. Important, continuăm cu imaginea, dragi. Important, fetele să nu se arunce. Nu, fetele nu. Fetele niciodată. Sunt fete drăguțe, au colaborat foarte bine cu noi, n-au fost fitoase, cum am eu melodia, voi știți, e fitoasă, dar ele n-au fost fitoase, chiar fetelor vă mulțumesc pentru colaborare. Tu când te-ai lansat tu? În 2014. 2004. 4, pardon. Exact 15 anișori. 15 anișori. Poți să le întreb pe fete câți ani aveau atunci? Da, chiar îmi spuneau, fetelor, cât aveți când m-am lăsat eu în 2004? Că au zis că erau cum erau mititele. Auzi, Mihai, cum erau? Cam atât au zis. Deci cam până la genunchi au zis. Deci estimăm vreo 5 anișori, să zicem. Nu? Acolo? 6? 5-6 anișori, am înțeles. Yes. More or less, Mihai. E bine că le-ai crescut de mici. Nu, sunt fete drăguțe, am lucrat foarte bine la clip, o să mai colaborăm. Da, înțeleg că figuri, pe lângă mașini, fete și așa mai departe, exact. Bomba revenirii tale e un iaht care o să... Da, este surpriza cea mare care am prezentat-o în exclusivitate la tine, că ai fost drăguț și m-ați invitat și am zis să vă prezint ceva în exclusivitate. Așa. Și o să vedeți, într-o săptămână cam așa este gata clipul și îl vom lansa. Ai filmat deja pe iaht sau urmează? Exact, am terminat filmarea, acum suntem pe final, mai avem o oră maxim și terminăm, dragilor. Uh-huh. Și am intrat cu voi în direct.
Vă prezentăm ceva frumos? Sper că v-a plăcut. V-ați filmat în stradă, practic. Nu... Da, acum este o zonă aici drăguță. E mai nouă. Lumea, nu vă te vede lumea. Da. După sunt chiar să niște copilași aici. Ce zice lumea despre tine? Te mai recunosc? Te mai salută? Păi, te-am zis că am avut plăcuta surprindere, să spun, am fost surprins plăcut, să văd că lumea nu m-a uitat, de aceea am revenit, am vrut să revin în showbiz, datorită multor mesaje pozitive și știți că eu sunt un tip pozitiv și continuăm imaginea asta. Câte vizualizări o să facă prima săptămână clipul ăsta? Să sperăm, Mihăiță, că acum am pus niște materiale cu această mașinuță înainte de o ședință foto și am făcut vreo 200.000 în două zile. Acum să sperăm că... Nu, pe YouTube. Deci, pe YouTube? Facebook. Îl vom lăsa direct pe YouTube și la o emisiune TV. Nu putem spune emisiunea, o să venim și la voi. Dar nu mă interesează asta. Cât o să facă el pe YouTube? În prima zi estimez vinim 500.000. Ok, dacă nu faci 500.000. Exact. Ce putem face? Ești în stare să faci un pariu cu mine în direct? Bineînțeles. Deci dacă de nu faci 500.000... Eu estimez, dragul meu. Eu sunt un tip optimist, tu știi. Vizualizări în prima zi pe YouTube, așa? Atenție. Deci doar exact. Pe YouTube. Pe YouTube îl lansăm oricum. Ok. Deci dacă exact. Nu faci 500.000 de vizualizări în prima zi... Exact. Tu... Ce putem face? Yes. Vii aici în fața platoului... Da. Când începe cum am mai venit de altfel. Așa. Cu această mașină și mă lași să dau o tură cu ea în direct la Răi Dabut. Ok. Da? Da, bine, normal. Bine. S-a făcut. Dacă faci 500.000, tu ce vrei de la mine? Eu nu știu că nu sunt omul care face pariuri, dar pot să-ți fac o plăcere, să alegi tu ce poți să-mi dai. Sau ce poți să faci pentru mine, o chestie haioasă, ce vrei tu la alegerea ta, că nu-mi place să pun pariuri. Fac o chestie foarte serioasă. Știi că sunt omul soluțiilor, nu al pariurilor. Dar vizualizări și de astea, că... Păi n-avem cum pe YouTube, nu se pot pe plăti YouTube, nimic. Mă rog, sunt tot felul de motoare de astea. Nu plăti, să fie sănătoși, noi nu ne opun cu așa ceva. Dacă faci 500.000 în 24 de ore de la lansare, exact. Eu difuzez odată piesa la radio. Ok, mulțumesc, da? Mihai, ești un drăguț. Vezi, dar e cam puțin, eu aduc la Lamborghini și o difuzez o dată măcar păi o săptămână. Păi mult mai mult, ceea ce ofer eu este mult mai mult decât o tură cu Lamborghini. Știu, îți mulțumim oricum, mi-ai. Vezi că la radio zui ești cum? Drăguț. Eu știu. Bine. Mersi frumos. Bine, vă pup pe toți. Cu bursa merge, că... ți-ai verificat banii că... astăzi, s-au intrat bopoane? V-ați simțit bine alături de manechinele Fizmodos, dragilor? Ce ai zis? Mihai, că nu te-am auzit, scuze, nu prea să aude că e gălăgie. Dacă banii, a căzut bursa, n-a căzut acțiunile. Nu, no, ți-am mai spus, nu ne panicăm, dragul meu. Banii rămân investiți. Dacă joci pe bursă, să exact. Nu te panichezi. Nu te panichezi și nu fi la cum, cele două dar reguli. Dar ești un pic de, nu ți se pare că ești așa ca noua ta imagine, nu mai e Fiz ăla cu blănuri, deși ai blănuri, dar nu le mai poți. Păi nu, Mihaița, acum e vară, dragul meu. Avem clipul de iarnă. Ești un fel de lupul de pe Wall Street. Nu vreau să mă compar, că lupul de pe Wall Street era la o altă dimensiune. Dar este un lup ușor de... Adică joci la bursă, îți plac femeile, petrecerile. Păi, să fim sănătoși. Avem cele mai frumoase femei din România, din Europa, România, ca să nu mai zic din lume. Bine, la clip le avem din România, clar. Corect. Bine. Mulțumesc mult de tot. Fetelor, pupă. Mulțumesc și eu. Vă pupăm, dragilor. Mulțumim pentru invitație. Și ne revedem în curând, Mihai. Succes la emisiune. Fiz. Exact. Ok.